V-aș întreba, că mă tot întreb eu de ceva vreme, ce Dumnezeu se întâmplă cu toate lucrurile care nu mai sunt numite corect? Adică acum susul e jos, vaccinarea nu e vaccinare, libertatea e să stai în casă, etc. Știți, ați văzut cum funcționează în Sau ultima vreme inflația, lucrurile. inflația, uite, un caz puțin discutat. Inflația. Nu, dar vreau să zic că care ar fi ideile voastre despre cum s-ar însănătoși discursul, nivelul de discuție în jurul nostru, ca să nu mai vorbim neclar unii cu alții. Nu, mi se pare că oamenii nu se înțeleg. Noi zicem libertate, ei zic, păi da, libertatea să-mi dai tu mie. Și ei zic libertate. Deci Păi Griceanu zice exact. libertate, doar că diferă interpretarea. Pentru el restricțiile sunt libertate. În timp ce noi venim pe urmă lui Rodos și spunem nu. Interpretarea noastră e cumva cu poziția de simț comun că restricțiile nu sunt libertate. Că și ei se scapă. Domnule, avem de ales între restricții și nu știu ce. Dar poziția lor nobilă și nu știu ce, vine Ciucu și spune că chestia din Mil, libertatea mea se termină unde începe libertatea altuia. Care Deci în ar fi sine ar fi corect. compatibile. Care în sine ar fi Ce? corectă, da. În Da, sine ar fi corectă. aplicarea e greșită în sensul că îi limitează libertatea ta se termină înainte de să înceapă libertatea celorlalți. Deci tu nu ai voie să intri la mall, deși n-ai comis o agresiune, n-ai încălcat libertatea cuiva. Și uite că nu mai ai voie. Da. Dilema mea e dacă mai ajungem vreodată să vorbim aceleași înțelesuri la cuvinte sau o să ne separăm în câteva specii care înțelegem diferit. Ei, Eu aș lega. sunt paradigme diferite, știi, sunt Eu paradigme diferite. aș lega, aș lega, știți că și Hayek face bate monedă pe chestiunea asta mult. Pe similaritatea între limbaj și piață. Și cred că degradarea limbajului este într-un tandem sau legată de intervenționism, de etatism. Exact așa cum sunt distruse piețele ca interacțiune voluntară între oameni, cred că și limbajul are de suferit prin diversele forme de intervenționism. Și nu vorbesc doar de propagandă, cred că sunt și efecte mai indirecte care împing omul către a se minți, către a se minți pe el însuși. Deci oamenii nu mai vor, nu, vor să se mintă. Nu mai iubesc adevărul, pentru că adevărul devine contondent în momentul în care ai tot felul de instituții intervenționiste la lucru. Nu, cred că preferă altceva. Oh, scuze, zi și zic după. E un eseu interesant care merită recomandat al lui Paul Cantor, se numește Hyperinflation and Hyperreality și vorbește despre cum a afectat limbajul și literatura perioada de hiperinflație din Germania din 23. Și cred că poți să-l generalizezi, adică teza aia poți să o generalizezi. Percepția oamenilor despre realitate este pervertită în momentul în care ai la lucru niște instituții etatice foarte apăsătoare, foarte prezente în viața oamenilor. Și asta poate să explice, asta poate să fie o consecință, un simptom. Faptul că ai o confuzie și la nivel de limbaj. Eu văd mai degrabă o lipsă de modestie în sensul că pe linia asta relativistă, istoricistă, postmodernă, realitatea e un construct social, să zicem. Păi tu poți face orice, știi? Ai o bancă centrală, tipărește în ce, gata, imediat a rezolvat. Rău, și zic, nu, nu e chiar așa. Există o realitate care te lovește de ea, te lovește de nu faci tu ce vrei. Și există adevăr. Există adevăr. Ei zic, nu, adevărul e o categorie depășită, e o chestie prin care ții muncitorii în
iluzie. Trebuie să depășim ideea de adevăr. Adevărul e adevărul tău, adevărul meu. E complet subiectiv, nu mai există adevărul obiectiv. Ori mi se zice, nu există adevăr. Cum să nu există adevărul obiectiv? Dacă tu pui, nu știu, prețul salariului peste prețul pieței, rezultă șomaj. Deci există realitate, există o lume externă. Nu putem da, așa... Iarăși sunt niște presupoziții pe care dacă nu le accepti sau sunt implicite acolo, știi? Adică cred că am putea să lărgim un pic toată discuția pe care o făceam mai înainte de economie și etică și să spunem chiar că implică ambele și o epistemologie. Da. Pentru că știi, dacă pornești la alte premise, e foarte greu, știi? Într-adevăr, nu știu cum poți să ai nu mai poți să mai ai până la urmă un dialog, adică în momentul în care tu pornești la premisa că există o lume cu niște esențe și că există ceva pe care se numește adevărat și vorbești cu cineva care nu recunoaște chestiile astea, nu mai poți să mai ai discuție, adică nu mai poți să mai vorbești, nu te mai poți înțelege. Nu? Spune tu că tu ești filozof. Am avut o emisiune cu Gabi acum vreo câteva luni și ideea mea cel puțin era că poți fi postmodern și austriac, să zicem. Deci nu exclude din principiu. Ne uităm. Nu de exclude. Ce? Poți să fii libertarian, poți să crezi în principiu în agresiune și cu toate astea tu să crezi că validitatea e limitată a principiilor. Ok. Problema e că ești predictibil, că nu știu, ok, când te sucești la 2100, când eu dacă sunt universalist, sunt realist, tradiționalist, da, sunt valabile oricând, deci n-avem ce să discutăm. Erau valabile și în Grecia, adică și în Iran, în Iranul de azi, deci nu. Deci poți să fii și libertarian și postmodern, dar ești cam degeaba. Nu poți să fii, doar că ai partea asta de impredictibilitate, că nu știu când te sucești, știi? Adică... Poate vine o pandemie și stai că m-am mutat. Dar poți să fii impredictibil fără să fii postmodern, uite ca statul nostru. Da, da. Nu. Da, nu, că nu. Ești prost.